Venitul este precum aerul pentru aripi. Cu un venit garantat, acesta devine un drept civil. Bine ați venit pe Terra! Aproape toți avem astăzi o formă de venit. Altfel nu am supraviețui. Întrebarea este, în ce condiții? Cum își obțin oamenii veniturile astăzi? 4 din 10 germani își caută venitul prin muncă, munca permițându-le să câștige pentru a putea trăi prin angajare. Mai puțin de 3 din 10 au un venit datorită rudelor, în special copiii și adolescenții. 2 din 10 trăiesc din pensii și mai puțin de 1 din 10 primește șomaj sau alte beneficii sociale. Toate veniturile sunt câștigate. Dar numai 41% din populație își câștigă venitul din angajare. Toți ceilalți primesc diferite forme de venituri prin ceea ce se numește transfer de venituri, venituri care nu sunt direct legate de muncă. Deci un venit de bază nu pare ceva nou. Ceea ce este nou este necondiționarea. Dar cât de relevante sunt condițiile de a avea un venit astăzi? Dacă vrem să fim realiști, atunci trebuie să conștientizăm că sistemul de muncă nu va mai fi capabil să suporte integrarea socială pentru toată lumea în societate pentru mult timp. Dacă ar fi să lăsăm a doua opțiune, venitul de bază deoparte, atunci am fi forțat să riscăm totul pentru a susține ideea creșterii economice, cu orice preț. Iar asta este o realitate politică azi. Pe tot spectrul politic de la stânga la dreapta, unde toată lumea invocă creșterea economică. Asta înseamnă că gândim în termeni cantitativi și suprimăm orice șansă de dezvoltare și îmbunătățire a modelului organizațional al societății care se axează pe calitatea vieții. Dar creșterea economică nu mai reprezintă o creștere a locurilor de muncă. De fapt, înseamnă chiar inversul acesteia. Deși o componentă vitală pentru creșterea economică este o creștere puternică a cererii. Oamenii trebuie să aibă bani la dispoziție. Ce gândește Klaus Wellershoff, economist șef la o mare firmă de audit și una dintre cele mai mari bănci, despre un venit minim necondiționat? Un suport imparțial pentru toată lumea? Cred că acest principiu se va impune de la sine în cele din urmă ca o necesitate. Trebuie doar să depășească mentalitatea curentă înainte de a putea fi implementat. Dar care sunt aceste provocări, aceste mentalități? Poate mentalitatea de menținere a posturilor de muncă? Asta este ceea ce toți politicienii promovează. Dar chiar este vorba despre muncă sau despre veniturile din taxe? Sau despre evitarea creșterii numărului de beneficiari care va arunca în aer cheltuielile statului? Nu este vorba despre disprețuitul stat care va cauza această explozie. Costurile ridicate sunt doar o poveste de succes. Logica acestei poveri de succes este raționalizarea. Aceasta se întâmplă chiar și la noi. Cum va putea continua această poveste de succes? Aceasta trebuie analizată în relație cu venitul de bază. Sunt diverse tipuri ale venitului de bază. Definiția consacrată vine de la Basic Income Network,
Există patru criterii. Venitul de bază este un venit acordat necondiționat fiecărui membru al comunității, de a asigura existența și participarea socială, de a asigura un drept individual, este plătit fără verificări sau testări, fără obligația de a munci. Să nu ne lăsăm luați de val. Venitul de bază nu înseamnă mai mulți bani pentru toți. Nu sunt tipărite noi cantități de bani. Va exista ca parte a venitului actual. Venitul din muncă va scădea. Veniturile totale vor rămâne aceleași. Doar structura se va schimba. Venitul de bază este un tip diferit de venit. Nu este un venit minim. Nici nu este plătit în schimbul la ceva. Nu este legat de muncă. Este plătit fiecărui individ necondiționat. Opus comunismului care sufocă individul sau liberalismului pieței care izolează individul. Venitul de bază este o plasă de salvare care va maximiza libertatea, dând individului abilitatea reală de a alege. Aceasta este posibilă numai printr-un venit garantat. Trebuie să fie suficient de mare așa încât să dea oamenilor posibilitatea de a spune nu angajării. Această posibilitate de a spune nu va permite oamenilor să se situeze pe un nivel de egalitate. Mulți dintre cei care se bazează pe beneficiile sociale de astăzi nu vor mai fi dependenți dacă vor avea un venit asigurat. Venitul de bază înlocuiește transferul public într-o anumită măsură. Numai unde beneficiul social adițional este necesar, plățile vor rămâne ca și astăzi. Numai cei cu mai puțin decât venitul minim vor primi mai mulți bani. Aceștia sunt în mod predominant copiii și adolescenții, adică familiile. De asemenea, și cei care primesc pensii foarte mici, aceia cu munci nesigure sau pe cont propriu și cei care se zbat în sărăcie. Un venit de bază va elimina sărăcia și va stabiliza clasa mijlocie pe un fundament solid. Va elimina frica de îmbătrânire. Nu sunt bani dați dintr-o parte în alta și pentru care se pot apoi da legi. Nici nu este o formă de ajutor pe termen lung. Este o perspectivă pentru toți. Venitul de bază nu va asigura o ființă umană ideală. Nici nu va rezolva toate problemele. Nu cu bani, cel puțin. Dar va permite ca noi soluții să apară prin oameni.